Salutare, oameni buni! Astăzi ne ducem la un magazin să vedem ce fel de bărci au în vânzare. Poate au caiacuri, poate au bărci gonflabile. Pe mine m-ar interesa o barcă gonflabilă, că mă duc la pescuit anul ăsta iarăși și vreau să încerc ceva nou, anume vreau să încerc un pescuit de pe barcă. Să vedem ce au ei în vânzare, dacă vor avea bărci gonflabile e bine, dacă nu, probabil voi căuta de pe internet să cumpăr una. Hai să intrăm! Avem zona cu gâște, rațe și fel de păsările împăiate. Sunt special făcute așa ca să le pui pe câmp, ca să atragă storurile de păsări, ca tu să poți să le împuși. Așa o păpușă, să zic așa, așa un fazan, să zicem, costă o 70 și ceva de dolari, sunt și de 120, dar arată foarte fain, arată parcă să vii chiar. Nu se mișcă, bineînțeles, dar le pui așa de formă și alte păsările vii sunt atrase, că văd jos așa păsări și ele cred că sunt, este mâncare și vin și se așează și ele acolo și atunci tu le împuști. Aici este zona de arbalete. Arată foarte fain arbaletele astea. Trebuie să gezi la arbalete, costă vreo 60 de dolari. Puști, la prețul de 1000 de dolari, sunt de 600. Aici avem căsuțe de astea, colibe de astea, pentru vânătoare, sunt 299 dolari, 300 dolari. Poți să dori, cred că în ea. Dar sunt și mai ieftine. Asta e 400, asta 169. Și are o ramă așa cu niște bețe. Și înăuntru e ca o colibă, un fel de impermeabil așa, zamocuri. Și poți să noptezi în caz că rămâi pe noapte la vânătoare. Aici avem colibe pentru pescuit, 300 de dolari, tundra. E destul de mare, poți să dormi. Mă, că e jucut, așa. Nu să te plici ca să întrine. Astea sunt mai înalte, astea sunt pentru gheață. Și în lichidare, cât o fi. Se duce pe gheață cu ea, dar e 320 de dolari. Marmot, asta e marmot. Asta e oranj și costă 199. Așa scumpă. Vedea ce prețuri au caiacurile aici. Poate pe viitor achiziționăm un caiac. Aici avem caiacuri, 2400, așa un caiac, altul,
mai galbă. 2600. Caiacuri de alea plate, 899. Dar ăsta, uite ce-i fana aia rece. De asta să pui peștele. În caz că ai prins un pește, ai pus peștele aici. Are pe aici diferite chestiuni. Nu știu ce-s astea. Posibilitatea scaunul, să-l aranjez mai înainte, mai în față. Scaun rabatabil. Are și de asta direcție, vezi? Sistem de direcție. Asta ar fi fain. Uite. Și asta galben, nu e rău, da? Asta are o culoare de asta albastră neagră, 1200-1300. Tot e fain, cu locuri de pus undița aici, să-l apuci, să-l duci, scaunul, rabatabil, aici un cauciuc, ca să pui lucrurile, să nu le pierzi. Ăla e cu motor, uite. 2600 de aia, de aia e cu motor. Aia e cu, nu cu motor, pedale. Poți să duc, pedalezi. Pedalezi și mergi. E fain și cu pedale. Și sunt mai ieftin acolo, la albastru e 1100, dar e de la gonflabil. Și aici sunt ceva mai ieftine, mai accesibile, 500 de dolari. Tot are de asta, ca să-i pui, să pui pește, să pui câte ceva. Scaunul. Și are la fel un cauciuc să pun niște lucruri. E un plastic, cam mă tem de plastic, ăsta poate să cred. Avem vreo je le garde. Ok. Je le garde. Ça c'est du kayak de loisir, on vend pas des kayaks de rapide. Puis c'est un produit québécois. On peut mettre des cannes à pêche ici. Ouais, c'est ça que je le garde. Mais c'est pas l'idéal pour la pêche, l'idéal pour la pêche c'est l'eau. Ouais, mais l'idéal ça coûte. Ben oui, mais moi je discute pas des prix là, monsieur, là, tout le monde est milliardaire pour moi. Prix. Tout le monde est milliardaire. Pour moi, là, moi je vends des produits, je pars commission sur les ventes. Ah ok, moi je n'ai pas d'argent. Ça c'est un kayak pour Easy Rider, débutant, plaisir. Très stable, très stable. Ça c'est pour moi, sauf que je me demande si ça craque pas facile, ce plastique. Ça en fait c'est pas du plastique, c'est du polypropylène. Hyper résistant. Puis chez Pelican, le fond, là, il est plus épais que le dessus. Ah, ok. Parce que c'est ça que j'ai pensé. Parce que, comme débutant, je vais aller proche de la bordure. Puis là, il a beaucoup de roches. Ouais, mais c'est ça. Là, ici, là, le fond, là, regarde. Va au bout là-bas, monsieur. Vous voyez la forme de la coque, là? Ça, on appelle ça une coque en W. Ok. C'est plus solide. Le fond est plus solide que le dessus. Ah, ok, c'est bon. Veux-tu voir un échantillon du plastique? Non, parce que je peux te le montrer, j'en ai un là. C'est ici que j'ai regardé son. Mais si vous disiez que lui c'est plus solide, c'est très solide. C'est ça que je voulais dire. On essaie d'éviter les écumes, mais c'est très solide. Parce que c'est ça que je pense que je vais toucher beaucoup de roches. Et on est sur le stock de l'hiver, là, on va avoir du stock qui rentre bientôt, ça en fait. Avril. La même prix ou moins cher? Ben, on vend énormément de Pelican chez Nadine Québec, mais c'est le plus gros producteur au monde, c'est Pelican. Uh-huh. Mais il a ciblé sa clientèle, débutant intermédiaire. Ok. Ouais. Ça marche? Oui, merci beaucoup. Merci. Da.
vânzător mi-a zis că este un material polipropilen, nu știu, e produs aici în Quebec și că de aici pe din spate, pe din fața de jos, e mult mai solid decât aici în față. Că aici vin, te pălești cu în pietre, nu în alta și trebuie să fie mai solid. Da? Dacă aș... Mai e unul aici. Să-l văd cum e. Ăsta e mai micuț, 1900. Ăsta e micuț chiar. Și tot are de asta. Da, e fain. Din păcate nu au avut bărci gonflabile, dar am văzut ce prețuri au caiacurile și alte lucruri ce sunt de vânătoare. Sper că vă găsi pe internet ceva care să îmi convină ca preț și să achiziționez de pe internet o barcă gonflabilă. Vă spun la revedere, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, dați un subscribe. Și să vedem cu ce surprize va veni vara aceasta, 2021. Salutare!